Victorie fără emoții, nu? Da, este primul meci în Europa, ne bucurăm că am reușit să ne impunem și sperăm să trecem mai departe acest tur. Și un gol foarte frumos, cum l-ai reușit? Este o inspirație, o execuție de moment, am făcut ce mi-a trecut prin cap și mă bucur că am reușit să marchez. Nota 9 din partea lui Ianis. Da, după cum a spus, Zlatan merită 10 pentru astfel de goluri. Tu cum te simți acum? Ai mai multă încredere? O să fii titular probabil și în campionat? Da, am mult mai multă încredere în mine, poate și pentru că Mister ne-o acordă și ne bucurăm că reușim să-i răsplătim această încredere. Spunea despre tine că ești cel mai puternic dintre atacanți. Da, mă bucur că mă consider astfel. Am muncit mult pentru asta, m-am dezvoltat și sper să joc cât mai mult și să arăt de ce sunt stare. Sunt foarte mulți jucători care au plecat de la Viitorul, la FCSB în țară, acum Cicâldău la Craiova și în străinătate. Tu ce ți-ai dori pentru cariera ta? Nu mă gândesc acum la un transfer, vreau să joc cât mai bine la Viitorul, să ne îndeplinim obiectivele și vom vedea după ce va fi.